45 de minute au încercat medicii sosiți la fața locului să-l resusciteze pe tânărul în vârstă de 22 de ani, care a ales să se arunce de pe acoperișul căminului studențesc în care acesta locuia cu chirie. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru acesta după 45 de minute de resuscitare decât să declare decesul. Au fost 7 negociatori cei care au încercat să îl convingă să nu recurgă la acest gest extrem. Ba mai mult, la fața locului a fost adusă și fosta iubită, dar și alți prieteni, în încercarea de a-l face pe tânăr să renunțe la ideea de a se arunca de pe acoperiș. Însă tânărul nu a vrut să stea de vorbă nici cu negociatorii, nici cu prietenii sosiți la fața locului. De altfel, înțelegem că doar asta le-a cerut negociatorilor, ca fosta iubită să fie adusă aici. Însă în momentul în care fata a ajuns, bărbatul de 22 de ani nu a vrut să stea de vorbă cu aceasta. Pompierii sosiți la fața locului au scos saltele din căminul de pe care tânărul de 22 de ani s-a aruncat pentru a le pune jos în cazul în care acesta ar fi putut ar cădea să poată să cadă pe ele, însă tânărul efectiv și-a făcut avânt și a căzut mult, câțiva metri mai în față. Nu s-a mai putut face așadar nimic pentru acesta. Vorbim despre un tânăr de 22 de ani care a fost abandonat de părinți și care a stat în orfelinat. Da, era sus acolo. Nu știu, am înțeles că stătea de mai multe ori. Toată lumea zicea că nu o să se arunce, că face doar circ. Am văzut că erau vreo doi negociatori acolo pe geam. Deci erau sus la același nivel cu el. Da. El nu vrea să vorbească cu ei. Nu știu, vorbea cu cineva mai de jos, de la un etaj. Cred că iubita lui. Deci dintr-o dată am văzut că s-a ridicat și s-a împins așa în picioare să se arunce cât mai mult, adică pe asfalt. Și a căzut acolo lângă mașina de pompieri. Am înțeles că era de la 9 dimineața și n-au făcut absolut nimic. Doar stăteau să uitau. Îl știți pe domnul? Nu. Este de mult aici? Este, da. Ce spune? L-ați auzit? Nu am auzit ce spune. Știți cumva dacă stă, dacă locuiește în zona? Sau da, că locuiește la cămin aici. Au venit rude sau ceva? Aveți idee? Nu am idee de nimic, cine a venit. Nu am auzit nimic. La cât timp au sosit oamenii legii? Au sosit în scurt timp, că stau la etajul 3 aici și nu știam ce se întâmplă. Și apoi l-am văzut urcat acolo. Da, i-ați auzit ce discutau? Nu se auzea. Știu că discuta cu cineva, dar... Da, îl știți pe băiat? Da, nu. Știam pe un cămin de studenți ceva de genul. Aproape 3 ore a încercat poliția să-l convingă pe tânăr să nu facă gestul extrem. Reprezentantul ISU de la fața locului spune că autoscara n-a fost montată din cauza amenințărilor tânărului că se aruncă în gol, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgență n-are în dotare o saltea pneumatică. Ca și dispozitive de intervenție am acționat și am amplasat autoscara din dotare. A fost calată și cu oamenii pregătiți în interiorul acelei. Am avut 2 echipaje medicale, un echipaj de prim ajutor, un echipaj smurt și un echipaj SABIF, un echipaj de stingere pentru eventualele riscuri și pericole, un echipaj de descarcerare. Am colaborat și am cooperat cu forțele de la poliție și echipa de negociatori. La nivelul Inspectoratului București-Ilfov nu există o saltea. Persoana și-a manifestat de la începutul intervenției, și-a manifestat intenția de a se arunca. A existat un pericol foarte mare și un risc foarte mare din acest punct de vedere al gestului pe care urma să-l facă. Până la urmă, din păcate, el a făcut acest gest. Dacă am fi avut, să vă răspund la întrebare, am fi avut o pernă la fața locului, nu o puteam amplasa, deoarece aveam lângă clădire copaci și garduri. Și saltul lui a fost undeva la 10-15 metri față de clădire. Dacă puneam perna, întrebarea era unde o punem și ce facem dacă se aruncă pe lângă ea. În momentul în care a venit autoscara, n-am reușit să o calăm din primele clipe ale intervenției, pentru că a zis că se aruncă, a repetat că se aruncă dacă noi calăm și dacă noi încercăm să facem vreo manevră de forță.